Dragi și scumpi enoriași, aș vrea să vă recit astăzi o poezie sub forma unui dialog intern dintre mine, părintele Antilohie Cantapulin, și vocea rațiunii mele. Într-o zi m-am întrebat unde este Dumnezeu cu adevărat. Și un domn mai colorat, împestrițat, înzorzonat, în podoghealnic îmbrăcat, mi-a spus că Dumnezeu se află în biserică. Dumnezeu care pe cruce răstignit, care furtuni a potolit, care leproș a lecuit, care 5.000 de oameni au hrănit cu câțiva pești și două pâini pe el, eu în biserică îl găsesc. Dar oare Dumnezeu nu este aici acum în mine? No, băiatul meu, greșești. Iisus Hristosul ăsta de care tu vorbești e doar în carte, în povești. Vino cu mine, eu vreau tu să cunoști un Dumnezeu adevărat, așa ca mine, bărbos cu burta mare și bogat. Părinte, stai un pic. Știam despre Iisus că era sărac, tâmplar, din sat în sat, hoinar, înțelepciune răspândea pe gratis, ne îndemna să ne iubim aproapele la fel cum ne-a iubit și el pe noi. Cum s-a întâmplat ca cei ce ar trebui să adune și să împarte la cei săraci, năpăstuiți de soartă, au devenit semănători de vânt și ură? De ce tamanamu vă arde să vă îmbulzâți, să vă adunați, aceeași lingură murdară din gură în gură să o băgați? De ce e atât de complicat să-i chem pe oameni să te asculte live pe Facebook, acasă stând, în siguranță? Nu adunați grămadă gata de a fi încărcați în ambulanță. De ce, părinte, tu nu porți o mască să dai exemplu celor care te urmează? Sau crezi că o rugăciune pentru medici, pentru cei bolnavi, cu zeci de oameni la un loc înghesuiți, mai mult contează? Auzi, băietul, și nu-ți spus că eu-s fără mască. Privește-mă atent, fix între ochi. Sub fețele bisericești sunt tot atâtea feți de businessmeni ascunși sub bărbi de pochi. Eu am afaceri, casă de vacanță, politicienii mă iubesc și mi se închină și, în primul rând, cu mine caută să facă alianță. Dar tu și ai vreo două vise, o speranță? Stai în genunchi și îmi plângi de milă de parcă eu tot să te ajut. Și în plus, 100 de euro pentru botez, tu nu cumva să uiți să-mi o strecori în plic. Și așa la cununiță am făcut reduceri. Dacă tot pui atâtea întrebări, bag o lumnare pe la sfeșnic, închide ochii, pune-ți o dorință, pleacă-te și intră sub sutană. Acolo adevărul e nemișcat și veșnic. El lecuiește orice fel de rană. Iar dacă încă nu ți-e clar pe cine să dai vina, întreabă de părinții tăi. Ei cum de și-au cules lumina? Din nunți, botezuri cu mătrii sau școli, laboratoare, enciclopedii? Pe mine tu mai lasă-mă în pace. Eu bani mai am de adunat și o biserică mai am de înalțat și alta eu mai am de reparat și Mercedes-ul, țeșca, diesel din Germania mă așteaptă gata de vămat. Nu și amin? Amin. Băi, dai caldă îmbrăcat în băt, mă-ntătă ziua.